Capitolul 6. Scrisoarea lui Charlotte. Cei doi jandarmi de pe bancă, cu spatele sprijinit de perete și brațele încrucișate la piept, își întindeau cât puteau de mult picioarele încalțate cu cizme, blocând astfel jumătate din coridor. Prin ușa de lângă ei răzbătea un murmur monoton de voci. Și, de-a lungul întregului culoar, alte uși erau flancate și ele de bănci, și aproape pe fiecare stăteau jandarmi uneori având între ei un individ cu cătușe la mâini. Era ceasul la miezii. Megre cu pipa între dinți aștepta să fie primit în biroul judecătorului de instrucție Bono. Ce are înăuntru?" îl întrebă el pe unul dintre jandarmi arătând spre ușă. Răspunsul sună la fel de la laconic și de locvent ca întrebarea. Magazinul de bijuterii din strada San Martin. O tânără trântită pe o bancă fixa cu înfrigurare ușa altui judecător, își tergea ochii și nasul, își încrucișa degetele și trăgea de ele în culmea nervozității. Vocea amenințătoare a judecătorului Bono deveni mai clară, ușa se deschise. Megrevâr repede pipa caldă în buzunar. Tânărul care ieșea, luat imediat în primire de jandarm, avea atitudinea insolentă a unui răufăcător autentic, întoarse capul și aruncă ironic magistratului aceste cuvinte. Voi veni să vă văd întotdeauna cu plăcere, domnule judecător. Îl zări pe megre, se încruntă, apoi, liniștit parcă, îi făcu cu ochiul. În acel moment, comisarul avea privirea nesigură ca unui om care își amintește vag ceva, fără să poată preciza ce anume. Auzind spatele ușii, rămasă între deschisă. Să intre comisarul. Puteți să ne lăsați singur, domnule Benoit. Nu mai am nevoie de dumneata în dimineața asta. Megre intră cu aceeași privire întrebătoare, de ce fusese frapat când îl văzuse pe arestat ieșind din birou. Bună ziua, domnule comisar, nu ești obosit? Stai jos, te rog, nu ți văd pipa, poți fuma. Ia spune cum a fost călătoria la can? Domnul Bono cu siguranță nu era răutăcios, însă era foarte mulțumit că obținuse un rezultat fără ajutorul poliției. De altfel se străduia să ascundă asta, dar nu putea lunga luminița veselă care-i juca în ochi. E amuzant că am aflat aceleași lucruri. Eu la Paris fără să ies din birou, iar dumneata pe coasta de azur. Ce părere ai? Într-adevăr, e amuzant. Megre avea pe buze zâmbetul invitatului pe care gazda îl îndeamnă să-și mai pună în farfurie din bucatele care nu-i plac. De fapt, ce părere ai despre acest caz, domnule comisar? Despre acest prosper donj? Am aici declarația lui. Se pare că mi-a repetat doar ce ți-a spus dimineață. În fond mărturisește tot mai puțin cele două crime, murmură domnul Megre. Bineînțeles, ar fi fost prea frumos. Recunoaște că și amenința a fost amantă. Recunoaște că i-a dat întâlnirea la șase dimineața în subsolul hotelului, iar scrisoarea pe care i-a trimis-o trebuie să fi fost alarmantă, pentru că biata femeia a dat fuga să-și cumpere un revolver. Mai spune povestea cu cauciucul spart care l-a făcut să întârzie. Nu e o poveste. De unde știi? Putea foarte bine să spargă un cauciuc în momentul în care intra în hotel. N-a făcut asta. L-am găsit pe agentul de poliție cu care a vorbit despre cauciucul spart în dimineața aceea la intrarea pe Avenue Foc. E doar un detaliu, se grăbi să afirme judecătorul, care nu dorea să-și vadă năruindu-se frumosul edificiu. Spunem, domnule comisar, te-ai interesat de trecutul lui Donji? De data asta, luminița deveni mai vizibilă în ochii domnului Bono, care nu se putu stăpâni să-și netezească barba cu nerăbdare. N-ai avut timp, bănuiesc. Eu am avut curiozitatea să mă adresez celor de la arhivă. Mi-au trimis dosarul lui și așa am descoperit că omul nostru, atât de pașnic în aparență, e un fost deligvent." Megre nu putea decât să se arate abătut. E ciudat," continuă magistratul, avem arhiva deasupra capetelor noastre la mansarda Palatului de Justiție și uităm foarte des să apelăm la ea. Uite!" La vârsta de 16 ani Prosper Donj, primit ca spălător de vase la o cafenea din Vitriliu françois fură 50 de franci din casa de bani, fuge și e prins într-un tren care pleca spre Lyon. Promițător, nu e așa. Imediat după ce iese din casa de corecții, pus sub supraveghere specială timp de 2 ani. Lucrul cel mai ciudat era că în tot acest timp Megre se întreba unde naiba l-am mai văzut pe acest dar nu se gândea la dongi, ci la tânărul care ieșise din biroul judecătorului. La în 15 ani mai târziu primește trei luni de închisoare cu suspendare pentru lovituri și vătămare corporală, răzvrătire și ultraj. Iar acum, domnule comisar, poate că-i timpul să-ți arăt ceva. și întinse o bucată de hârtie cu pătrățele cum se vinde la băcănii sau cum se găsește în mapa din micile cafenele. Textul era scris cu cernală violet și cu un toc care păta slova fiind a unei femei nu prea cultivate. Era faimoasa scrisoare anonimă primită de magistrat, care îl informase despre relația dintre Prosper și Mimi. Uite plicul! După cum observi, a fost pus la poștă între 12 noaptea și 6 dimineața, la cutia din piața Clișii. Înțelegi? Piața Clișii? Acum uite te bine la acest caiet. Un caiet de școlar, nu foarte curat, cu pete de grăsime. Conține rețete de bucătărie, unele decupate din ziare și lipite, altele copiate. De data asta, Megret sări și judecătorul nu-și putu reține un zâmbet de triumf. Ești de acord că e același scris? Eram sigur. Ei bine, domnule comisar, acest caiet a fost găsit într-un bufet dintr-o bucătărie pe care probabil o cunoști, la Saint Claude, acasă la Prosper, iar rețetele au fost copiate de o anume Charlotte. Era atât de mulțumit încât se prefăcoase scuza. Știu că noi și poliția nu gândim întotdeauna la fel, la poliția judiciară se cunoaște foarte bine indulgența pe care magistraților le e greu să o îngăduie față de unii oameni, față de unele situații incorrecte. Recunoaște domnule comisar că nu greșim întotdeauna. Și spunem de ce dacă acest prosper era omul cum se cade care părea, de ce propria ea amanta această Charlotte, care face și ea pe fata bună, mi-ar fi trimis o scrisoare anonimă care le învinuiește. Nu știu, Megre părea -o caut. Vei vedea că ancheta asta se va încheia foarte repede. L-am trimis pe donj la Sante. După ce o vei interoga și pe numita Charlotte, cât privește a doua crimă, te asigur că e ușor de explicat. Acel biet portar de noapte, Colbeof parcă, a fost probabil martor la primul asasinat. În orice caz știa cine era asasinul doamnei Clark. N-a dormit ziua și, probabil chinuit de remușcări, s-a întors în cele din urmă la Majestic să-l anunțe pe ucigaș că-l va denunța. Chiar atunci sună telefonul. Alo, da, vin imediat. Apoi către Megre. Soția mea, mi-a amintit că avem invitați la masă. Te las să-ți continui ancheta, domnule comisar. Cred că acum ai destule de elemente pentru a... Când ajuns aproape de ușă, Megre se întoarse cu atitudinea cuiva care a găsit în sfârșit ce căuta de mult timp. Apropo de Fred, domnule judecător, nu e așa că atunci când am sosit îl interogați pe Fred Marsiliezul? E șasea oară când îl interoghez fără să obțin de la el numele complicilor săi. L-am întâlnit pe Freda acum vreo 20 de zile la Angelino, în piața Italiei. Judecătorul se uită la el, întrebându-se în mod evident ce importanță putea avea lucrul ăsta. Angelino, care ține o sală de bal frecventată mai ales de persoane îndoielnice, s-a combinat acum un an cu sora lui Harry Chiorul. Magistratul tot nu înțelegea, iar Megremodes, discret pe cât îi permitea silueta masivă, conchise. Harry Chiorul a primit trei condamnări pentru jaf. E un fost zidar specializat în străpungerea zidurilor. În sfârșit, cu mâna pe clanță, spărgătorii din strada saint Martin n-au intrat prin pivniță străpungând două ziduri. La revedere, domnule judecător! Totuși, iar Antoane Rele, scrisoarea aceea trimisă de Charlotte, citind-o, ai fi zis că exprima nu numai furie, ci și tristețe. Ar fi putut să trimite un inspector, dar putea un inspector să dulmece în locul lui atmosfera casei? Un imobil mare, nou, luxos, alb, cu ușa de la intrare din fier forjat, pe Avniu Madrid, la marginea pădurii Bulonie. În dreapta holului ușa cu geama lojii, care era un adevărat salon, trei-patru femei stăteau pe scaune și dădeau din cap. O tavă cu cărți de vizită, altă femeie cu ochii înroșiți, între deschise ușa și întrebă, Ce doriți?" Ușa altei era deschisă și se vedea un corp neînsuflețit întins pe un pat, cu mâinile împreunate, cu un șirac de mătăni între degete, două lumânări cu flacăra tremurând de lumina slabă și merișor într-un potir cu apă sfințită. Toți vorbeau în șoaptă, ștergeau nasul și mergeau în vârful picioarelor. greu își făcu semnul crucii, aruncă puțină apă sfințită pe mort, rămase un moment tăcut, privind nasul pe care lumânările îl luminau un chip ciudat. Îngrozitor, domnule comisar, un om atât de cum se cade care nu avea niciun dușman. Deasupra patului, într-o ramă ovală, poza mărită a lui Justin Colbeuf, înținută de plutonier într-o vreme când purta încă o mustață enormă. Pe ramă fusese fixată o decorație cu trei frunze de palmier și o medalie militară. Era militar de carieră, domnule comisar. După ce a trecut în rezervă, n-a putut să stea degeaba, așa vrut neapărat să facă ceva. Un timp a fost supraveghetor la un club din bulevardul Hausmann. Apoi s-a propus să fie portar de noapte la Majestic și a acceptat. Trebuie să vă spun că era un om care aproape nu avea nevoie de somn. La cazarmă nu trecea noapte fără să se scoale să facă un rond. Vecinele, poate rude, aprobau din cap cu compasiune. Ziua ce făcea? Întrebă Megre. Venea acasă la șapte și un sfert dimineața exact la timp ca să scoată pubelele pentru că nu mă lăsa să fac treburile grele. Fuma o pipă în prag, așteptând poștașul cu care schimba câteva vorbe. Trebuie să vă spun că poștașul a făcut parte din regimentul soțului meu. Pe urmă dormea până la prânz. Îi era de ajuns. După masă pornea pe jos prin pădure până la lize. Uneori intra la majestic să-și salute colegul de zi. Apoi, într-un bar mic de pe strada Pontieu, făcea o partidă. La șase era înapoi și la șapte pleca să-și am primire postul de la hotel. Făcea totul într-un mod atât de regulat încât vecinii își potriveau ceasul când îl vedeau că trece. De când nu mai poartă mustață? A dat-o jos când a ieșit din armată. Mi-a făcut o impresie ciudată. Arăta altfel ai fizis că era mai scund. greză bovincă un moment în fața mortului și se îndepărta în vârful picioarelor. Nu era departe de Saint Claude. Era nerăbdător să se ducă acolo și, în același timp, fără un motiv foarte clar, rezista acestei dorințe. Trecu un taxi, întinse brațul. Asta era. La Saint Claude. Vă spun eu unde. Ploa. Cerul era cenușiu, era doar trei după amiază, dar puteai să crezi că se lăsase amurgul. Casele în mijlocul grădinilor, fără flori, fără frunze, păreau pustii. Sună, veni să-i deschidă Gigi, nu Charlotte, în timp ce în bucătăria manta lui Donj s-a plecat spre ușă să vadă cine era vizitatorul. Fără o vorbă tot disprețuitoare, Gigi-i făcu loc să intre. Trecuseră numai două zile de când fusese acolo, și totuși, îi se părea că totul se schimbase. Poate că Gigi adusese puțin din dezordinea ei. Pe masa din bucătărie zăceau încă resturile prânzului. Gigi îmbrăcase peste cămașa de noapte un capot luat de la Charlotte, mult prea larg pentru ea, și avea picioarele goale în papucii lui Prosper. Fuma o țigară, mijind ochii din cauza fumului. Charlotte, care se ridicase, nu știa ce să zică. Nu își făcuse toaleta, era trasă la față, iar sânii fără sutieni erau căzuți. Cine va vorbi primul? Se priveau neliniștiți, neîncrezători. În consecință, Megre se și își puse pălăria pe genunchi. Am avut dimineață o lungă discuție cu Prosper, spuse el în cele din urmă. Ce zice? Întrebă imediat Charlotte. Că n au omorât-o pe Mimi, nici pe portarul de noapte. Ha! Izbucni Gigi pe un ton triumfător. Ce îți spun neam? Charlotte nu mai știa ce să creadă. Se vedea bine că se lăsa în voia evenimentelor, nu era făcută pentru dramă și părea să caute mereu ceva de care să se agațe. Am stat de vorbă și cu judecătorul de instrucție. A primit o scrisoare anonimă despre Prosper și Mimi. Nici o reacție. Charlotte îl privea mai departe foarte curioasă, cu ploapele obosite și corpul moleșit. O scrisoare anonimă? Întinse caietul de rețete pe care îl luase cu el. Dumnezeu a scris în acest caiet, nu-i așa? Da, de ce? Vrei să fii amabilă și să i un toc? Aș prefera unul cu peniță veche care lasă pete. cernală, hârtie. Pe bufet era o sticluță de cernală și un toc. Gigi se uită rând pe rând la Megre și la prietena ei, ca și cum ar fi fost gata să intervină imediat ce ar fi simțit primejdia. Stai comod și scrie. Ce trebuie să scriu? Nu scrie Charlotte cu oștea, nu știi niciodată. Scrie, nu riși nimic, îți dau cuvântul meu. Domnule judecător, îndrăznesc să vă scriu despre cazul Donci de care am aflat din ziare. De ce pui doi de la ziare? Nu știu ce trebuie să pun. În scrisoarea anonimă pe care o avea în mână era un E. Americanca nu e o americancă adevărată, ci era o dansatoare și o chema Mimi. Megre dădu din numeri cu nerăbdare. Destul, spuse el. Acum uite-te la asta. Scrisul arăta exact la fel. Diferite erau doar greșelile de ortografie. Cine a scris asta? Tocmai asta aș vrea să știu și eu. Ați crezut că eu am scris-o? O cuprindea furia, și comisarul se grăbdise să o liniștească. N-am crezut nimic. Am venit să te întreb cine, în afară de dumneata și de Gigi, știa povestea de dragoste dintre Prosper și Mimi și mai ales povestea cu copilul. Tu știi cine Gigi? Se gândiră îndelung Alene. Ai fi zis că trăiau cu încetinitorul în casa în dezordine, care căpăta brusc un aspect sordid. Uneori, nările lui Gigi tremurau ușor iar Megre înțelese că nu peste mult timp va da fuga prin locuri îndoielnice în căutarea unui strop de cocaină. Nu, în afară de noi trei, cine a primit mai de mult o scrisoare de la Mimi? Eu, răspunse Gigi, și înainte să plec de la can am găsit-o într-o cutie unde îmi păstrez suvenirurile. Am adus o dăm mi cu condiția să-mi jurați, bineînțeles, prostuțo. Nu vezi că încerc să-l scape, prosper?" În spatele acestei povești, intuind mod vag, complicații ciudate, dar nu avea nici cel mai mic indiciu pe care să-l poată folosi ca punct de plecare. Mi-o dați înapoi?" El dădu din umer și citi. Dragă Gigi, uf, gata! Mi-a trebuit ceva timp, dar s-a făcut. Azi râde tu și Charlotte dacă v-aș spune că am scăpat și am devenit o adevărată doamnă." Ei bine, drăguț, o s-a făcut. Eu și Oswald ne-am căsătorit ieri și chiar a fost o căsătorie ciudată, pentru că a vrut ca totul să se petreacă în Anglia, unde nu se face deloc ca la noi, încă sunt momente în care mă întreb dacă sunt cu adevărat căsătorită. anunț și pe Charlotte. Peste 3-4 zile plec în America. Din cauza grevelor, nu se știe data exactă a plecării. Cred că e mai bine să nu-i spui nimic bietului prosper. Eu un băiat bun dacă am prostănac. Mă întreb cum de-am stat cu el aproape un an. A fost probabil anul meu de bunătate. Totuși, fără să știe, mi-a făcut un serviciu. Să ții pentru tine. Asta nu o privește pe Charlotte, care e o mare naivă sentimentală. Am observat cu ceva timp în urmă că sunt însărcinată. Îți dai seama ce moacă am făcut în primul moment. Înainte să-i spun lui Oswald, am dat fuga la un medic, am făcut calcule. Pe scurt, e sigur că acest copil nu poate să fie al lui Oswald. Așa că e al bietului prosper, care nu o trebuie să afle niciodată. Ar fi în stare să-și simtă vibrând cu arda paternă. Ar fi prea mult să-ți explic totul. Doctorul a fost foarte drăguț. în puțin tel în momentul nașterii, va fi de ajuns să pretind că e o naștere prematură, am putut să-l facem pe Oswald să creadă că va fi tată. A primit bine vestea. Contra la ceea ce s-ar putea crede la prima vedere, nu e deloc un om rece. Din potrivă, în intimitate se distrează ca un copil, iar zilele trecute la Paris am bătut toate cârciumioarele și ne-am dat în carusel. Pe scurt am devenit doamna Oswald J. Clark din Detroit, Michigan, și de acum înainte nu mai vorbesc decât englezește, pentru că Oswald îți amintești, nu știu, o boabă franțuzește. Uneori mă gândesc la voi două. Charlotte e tot așa speriată să nu se îngrașe. Mai tricotează în momentele de răgaz. Vei vedea că o să sfârșească la teșghea unei mercerii de provincie. Tu însă, draga mea, Gigi, nu cred că te vei îmburghezi vreodată. După cum spunea Hazliu, clientul cu ghietre albe, Îți amintește ăla care a dat pe gât pe nerăsuflat o sticlă de șampanie. Ai viciul în sânge. Salută croase din partea mea și nu i zbucni te la prosper și gândindu-te că va fi tătic fără să știe. O să strimi vederi. Pupici, mimi. Îmi dai voie să iau cu mine scrisoarea asta? Lasă-i-o, Gigi, interveni Charlotte, în situația în care am ajuns. Apoi, conducându-l pe comisar, auziți, aș putea obține permisiunea să-l văd. Are dreptul să-i se aducă de mâncare din afară, nu? Dacă ați vrea. Și roșind îi întinse comisarului o bancnotă de mie de franci. Dacă ar putea să primească și câteva cărți, își petrecea tot timpul liber citind. Ploaia, taxiul, felinarele care se aprindeau pădurea pe care comisarul o străbătuse pe bicicletă împreună cu dongi. Lăsați-mă la majestic, vă rog. Portarul, puțin îngrijorat, dori să-i se pună la dispoziție când îl văzut traversând holul, dar comisarul nu-i adresă niciun cuvânt și la vestiar, îi de după altonul și palăria. De după perdeau atrasă puțin într-o parte, directorul îl văzuse și el. Toți îl cunoșteau pe megre și îl urmăreau cu privire. La bar? De ce nu? Îi era sete. Dar îl atrase o muzică în surdină. Undeva la subsol, o orchestră interpreta molatic un tangou. în jos pe scara acoperită cu un covor gros și pătrunse într-o lumină albăstruie. Clienții mâncau prăjituri la măsuțe, alții dansau. Un șef de sală veni înaintea comisarului aduceți-mi o bere. Păi... Megrel privi într-un fel anume și omul se supuse și scrise ceva pe o fișă. Fișele care... Megrel urmări cu privirea drumul fișei. În capătul sălii de dans, în dreapta orchestrei, în perete, se vedea un fel de trapă. De cealaltă parte se aflau compartimentele cu pereți din sticlă, cafeneaua, bucătăria, locul unde se spălau vasele, sala curierilor și, la capăt de tot, lângă mașina de pontat, vestiarul cu cele 100 de dulapuri metalice. Cineva îl privea, simțea asta și îl reperă pe Zerbio, care dansa cu o femeie trecută de prima tinerețe, plină de bijuterii. Să fi fost o iluzie? Megre a avut impresia că privirea lui Zerbio i arăta ceva. Căută și a avut un mic șoc zărindu-l pe Oswald J. Clar, care dansa în compania învățătoarei fiului său, Ellen Daroman. Păreau amândoi indiferenți la tot ce se petrecea în jurul lor. Trăiau extazul iubirii. Gravi, abia zâmbitori, se credeau singuri pe ring, singuri pe lume și când orchestra se opri, rămaseră încă un moment nemișcați, înainte să se îndrepte spre masa lor. Megre remarcă atunci că americanul avea la reverul hainei o panglică îngustă de culoare neagră, felul lui de a purta doliu. Comisarul pipă în buzunar scrisoarea trimisă de mimi lui Gigi și tare mult îi venea să... Dar judecătorul de instrucție interzisese să se ocupe de Clark, prea gentleman probabil, ca să se confrunte cu un polițist. Un slow urmă tangoului. Un pahar cu bere urmă în sens invers drumul făcut mai din de fișa șefului de sală. Cei doi îndrăgostiți dansau din nou. Atunci, Megre se ridică, uită să plătească berea și reveni în hol cu pași mari. E cineva în camera 203?" îl întrebă pe portar. Cred că sunt sus guvernanta și copilul. Ar, dacă-mi dați voie să telefonez, vă rog să nu o faceți." Aveți ascensorul în stânga, domnule comisar. Prea târziu. Megre urca deja scara de marmură, încet bombănind. Capitolul 7. Seara lui ce spune? Fusese doar un gând care îi trecus așa prin minte, iar Megre lui tase imediat. Ajunse la etajul al doilea al hotelului și se opri un moment să-și tragă sufletul întâlnise pe scară un chelner ducând o tavă și un comisionar care alerga cu un tang de ziare străine în mână. Acum, în fața lui, femei foarte elegante intrau în ascensor și probabil coborau să ia ceaiul jos în sunetul muzicii. În aer stăruia parfumul lor. Toți sunt la locul lor, își zise el. Unii în culise, alții în saloane și în hol. Clienții de o parte personalul de cealaltă. De fapt, altceva voia să spună. În jurul său, fiecare era la locul lui, fiecare făcea ce trebuia să facă. De exemplu, era normal ca o străină bogată să ia ceaiul, să fumeze țigări și să probeze haine. Era firesc ca un chelner să ducă o tavă, o cameristă să facă paturile, un liftier să manevreze ascensorul. Pe scurt, situația fiecăruia era clară, admisă o dată pentru totdeauna. Dar dacă cineva l-ar fi întrebat pe Megre ce făcea acolo, ce-ar fi răspuns? Încerc să arunc un om în închisoare, ba chiar să obțin condamnarea lui la moarte. Nu era nimic. O șovăială, probabil provocată de localul luxos, de un lux agresiv, de atmosfera salonului de ceai. 209, 207, 205, 203. Megrezit ezită o secundă și bătu. A plecat spre ușă, auzi vocea unui copil care rostea câteva cuvinte în engleză. Apoi o voce de femeie venind de mai departe și care socotiel îl poftea să intre. Trecu printr-o mică anticameră și intră într-un salon cu trei ferestre care dădeau spre șamzelize. Lângă una dintre aceste ferestre, o femeie trecută de prima tinerețe, purtând o bluză albă ca o infirmieră, cosea ceva. Era guvernanta Gertrude Borms, pe care ochelarii o făceau să pară și mai severă. Dar nu de ea era interesat comisarul. Priva un băiat de vreo șase ani îmbrăcat cu pantalon scurs de golf, cu torsul îngust acoperit de un pulover. Copilul stătea pe covor cu jucăriile răspândite în jur, printre altele, un vapor mare cu cheie și mașinuțe care imitau foarte bine automobilele de diferite mărci. Pe genunchi avea o carte cu poze în care se uita de la venirea lui Megre și spre care își îndreptă din nou atenția după ce i-a aruncă o privire a comisarului. Când îi povesti scena doamnei Megre, o făcu cam așa. Mi-a spus ceva de genul You, ui, you, ui, we, ui, we, well. Și ca să câștig timp am rostit foarte repede. Sper că mă aflu în apartamentul domnului Oswald J. Clark. Iar ea a repetat. You, ui, you, ui, we, ui, we, well sau cam așa ceva. Iar în timpul ăsta puteam să-l observ pe copil. Avea un cap mare pentru vârsta lui și, așa cum mi se spusese, un păr de un roșcat foarte aprins. Avea ochii lui Prosper Donj de un albastru movuliu sau ca al unor amurguri de vară, gâtul subțiratic, a început să-i vorbească guvernantei tot în engleză, uitându-se în direcția mea, dar pentru mine suna tot ca un fel de "you ui ui iu ui ui well". Se întrebau în mod evident pentru ce venisem și de ce stăteam acolo proțăpit în mijlocul salonului. Parcă eu știam de ce eram acolo. Într-o vază mare chinezească se aflau flori de câteva sute de franci, în cele din urmă, guvernanta s-a ridicat și a lăsat lucrul în fotoliu, a ridicat receptorul telefonului și a vorbit. Nu înțelegi franceza micuțule? L-am întrebat pe copil. S-a mulțumit să mă privească bănuitor. După câteva clipe, un funcționar în Redingot a intrat în apartament. Guvernanta i-a zis ceva, după care el mi-a spus, întreabă ce doriți. Aș vrea să vorbesc cu domnul Clark. Nu e aici, spune că trebuie să fie jos. Mulțumesc. Gata. Asta fusese tot. Megre voise să-l vadă pe Teddy Clark și îl văzuse, coborâ cu gândul la Prosper Dongi închis în celula lui de la Sante. Fără să vrea, fără să-și dea seama ce face, coborâ până la sala de dans și fiindcă paharul încă nu-i fusese luat, își relua locul. Se afla într-o stare pe care o cunoștea foarte bine. Ai fi zis că era un fel de ațipeală care îl lăsa totuși să-și dea seama ce se petrece în jur, fără să acorde importanță, fără să încerce să situeze lucrurile și oamenii în timp și spațiu. Astfel, văzu un comisionar apropiindu-se de dar roman și șoptindu-i câteva cuvinte. Ea se ridică și se îndreptă spre o cabină telefonică unde stătu doar câteva clipe. Când ieși, îl căută din priviri pe Megre. Apoi se întoarse la Clark, căruia îi vorbi cu glas șoptit, tot cu fața spre comisar. În acel moment, Megre a avut impresia foarte clară că avea să se petreacă un eveniment neplăcut. Înțelesese că ar fi fost cel mai bine să plece, rămase totuși. Dacă ar fi trebuit să explice de ce nu pleca, i-ar fi fost tare greu să o facă. Nu din conștiință profesională. Nu era deloc necesar să zăbovească în acea sală de dans unde nu și-avea locul. Nici lui n-ar fi putut să-și explice. Judecătorul de instrucție nu l-a să pe Prosper Donj fără să-l consulte. Pe de altă parte, nu interzisese să se ocupe de american. Adică nu face parte din mediul dumii tale, nu îl poți înțelege, lasă-mi-l mie iar Megre, plebeu până în măduva oaselor, se simțea ostil față de tot ce era în jurul lui acolo. Atâta pagubă! Rămân! Îl văzu pe clar căutându-l și el cu privirea, încruntându-se, rugându-și probabil însoțitoarea să stea acolo și ridicându-se. Tocmai începuse al dans. Luminii roșii luase acum locul una roz. Americanul se strecură printre perec și se apropie de comisar, proțăpindu-se în fața lui. Pentru Megre, care nu înțelegea deloc engleza, Cuvintele lui se puteau traduce tot prin well, you, well, you, well, well, we, e, eh, well. Dar de data asta tonul era agresiv și se vedea că americanul își reține cu greu furia. Ce spuneți? Iar celălalt continuă și mai pornit. Doamna Megrei spuse Sara dând din cap, recunoaște că ai făcut-o intenționat. Cunosc eu bine mutra aia. ai scoate din sărite și un înger. Nu recunoscu, dar ochii erau plin de veselie. În fond, ce făcuse? stătuse în picioare în fața iancheului cu mâinile în buzunarele hainei, privindu-și în ochi interlocutorul ca și cum i s-ar fi părut un spectacol ciudat. Era vina lui? Se gândea tot la donci care stătea la închisoare și nu dansa cu foarte drăguța domnișoară Ellen. Aceasta, care probabil intuia că va urma un scandal, se apropiase. Înainte să ajungă la ei, Clark, furios, îi îl lovi, îl lovi cu pumnul în față pe megre, cu o mișcare scurtă, parcă de automat, așa cum se poate vedea în filmele americane. Două femei care serveau ceaiul la masa vecină se ridica rățipând. Câteva berec se opriră din dans. Clark era mulțumit. După asta, fără îndoială că situația îi se părea clară și nu mai era nimic de adăugat. Megre nici măcar nu-și duse mâna la bărbie. Se auzise zgomotul produs de pumnul care îi lovise maxilarul, dar fața comisarului era nepăsătoare, ca și cum ar fi primit un bobârnac. În realitate, deși nu urmărise ceva anume, era foarte mulțumit de ce îi ofera hazardul și zâmbea fără să vrea, gândindu-se la mutra pe care o va face judecătorul de instrucție. Domnilor, domnilor! Ca și cum ar fi crezut că se va arunca asupra adversarului și va urma un schimb de pumni, un șef de sală se așeză între ei. Ele, într-o parte, un dansator din cealaltă parte, încercau să-l imobilizeze pe clar care vorbea într -una. Ce spune?" murmură calme gre. N-are importanță, domnilor, vă cer să binevoiți. Și clar, turuia ca o moară stricată. Ce spune? Atunci, spre surprinderea generală, Megre început să se joace cu un obiect lucitor pe care îl scosese din buzunar. Doamne, drăguțe, priveau cu stupoare cele faimoase cătușe de care auziseră, dar pe care nu le văzuseră niciodată atât de aproape. Vrei să-i traduci? Îi se adresă el șefului de sală. Spune acestui domn că sunt obligat să-l arestez pentru ultraj. Și mai spune că dacă nu-i dispus să mă urmeze de bunăvoie, va trebui cu regres să-i pun cătușele. Clar nu a avut nicio reacție, nu scoase o vorbă, împinse pe Elen care voia să-l urmeze și îl ținea de braț. Fără să-și ceară pălăria și pardesiul, merse în urma comisarului, și când traversară holul, urmați de câțiva curioși, directorul care-i văzut din biroul lui ridică brațele spre cer cu disperare. Taxi, la Palatul de Justiție, se noptase. Urcară scările, străbătură culoarele și s-o în fața ușii domnului Bono. Megrelu atunci o atitudine umilă și abătută pe care doamna Megrel o cunoștea și care avea darul să o exaspereze. Îmi pare rău, domnule judecător. Am fost obligat spre marele meu regret să îl pun pe domnul Clark aici de față în stare de arest. Magistratul nu putea să ghicească adevărul. Presupuse că Megrel bănuia pe american de asasinarea soției sale și a portarului de noapte pardon, pardon, în virtutea crui mandat ai permis. Atunci răspunse Clark și Megre nu percepu din vorbele lui decât un fel de onomatopee. Ce spune? Bietul judecător se încruntă și încreți fruntea pentru că și cunoștințele lui în materie de limbă engleză erau mediocre și își urmărea cu greu interlocutorul. Explică și el ceva și și trimise grefierul să cheme un alt grefier care de multe ori servea ca interpret. Ce spune? Murmura din când în când Megre. Iar Clark, pe care aceste cuvinte îl înfuriau, repeta imitându-l pe comisar și strângând pumnii. Ce spune? Ce spune?" Apoi continuă cu o nouă tiradă în limba lui. Interpretul intră în încăpere. Era un om scund și timid, chel de umilință dezarmantă. Spune că e cetățean american și că nu va tolera ca niște polițiști?" După ton, se putea presupune că acest Clark avea un dispreț profund față de cei din poliție ca niște polițiști să fie tot timpul pe urmele sale. Pretinde că a fost urmărit tot timpul de un inspector. Este adevărat, domnule comisar. Probabil că are dreptate, domnule judecător. Afirmă că alt polițist a urmărit-o pe domnișoara Ellen. E foarte posibil. Și ați dat buzna în apartamentul lui în absența lui. Am bătut frumos la ușă și am întrebat-o cât se poate de amabil pe onorabila persoană care se afla acolo dacă pot să vorbesc cu domnul Clark, după care am coborât în sala de dansă pe un pahar de bere atunci acest domn aici de față găsi de cuvință să-mi tragă un pumn în maxilar. Domnul Bono era copleșit, ca și cum cazul nu era și așa destul de complicat. Până în acel moment reușiseră să nu strânească presa, dar după altercația din salonul de ceai, jurnaliștii aveau să ia cu asalt Palatul de Justiție și Poliția Judiciară. Nu înțeleg, domnule comisar, cum de un om ca dumneata, cu 25 de ani de experiență, era gata să se înfurie pentru că Megre, în loc să-l asculte, se juca cu o bucată de hârtie scoasă din buzunar. Era o epistolă scrisă pe hârtie albăstruie. Mm, domnul Clark a trecut cu siguranță măsura, dar nu-i mai puțin adevărat că la rândul dumitale n-ai dat dovadă de tactul pe care am fi fost îndreptățit să-l așteptăm de la dumneata. În aceste împrejurări care... americanul mușcă nada. Megre se văză obligat să întoarcă repede capul ca să nu-i se vadă bucuria. Într-adevăr, Clark rămase cu ochii ațintiți la bucata de hârtie și apropiindu-se întinse mâna. Please? Megre păru surprins și îi dădua americanului scrisoarea. Judecătorul înțelegea din ce în ce mai puțin și bănuia nu fără temei vreo manevră de-a comisarului. În sfârșit, Clark se apropie de interpret, îi arătă scrisoarea și îi vorbi cu volubilitate. Ce spune? Pretinde că recunoaște scrisul soției sale și vă întreabă cum de aveți o scrisoare de-a ei. Despre ce e vorba, domnule Megre? Întrebă domnul Bono cu severitate. Îmi cer scuze, domnule judecător, un document pe care tocmai l-am primit. Voiam să vi-l aduc la cunoștință și să-l depun la dosar. Regre că domnul Clark s-a înfuriat înainte să... Clark vorbi din nou adresându-se interpretului. Ce spune?" întrebă judecătorul, lipsit și el. Îmi cere să-i traduc această scrisoare, anunță că dacă cineva și-a permis să scotocească în lucrurile soției sale, se va plânge ambasadei și că... Tradui!" Atunci Megre, puțin încordat, începu să-și umple pipa și se apropie de fereastră prin care becurile de afară se zăreau ca niște stele înconjurate de un halo de umiditate. Bietul interpret cu chelia plină de sudoare traducea cuvânt cu cuvânt scrisoarea trimisă de Mimi prietenei sale Gigi și în fiecare clipă, teribil de înspăimântat, se întreba dacă va avea curajul să meargă mai departe. Magistratul se apropiase să citească peste umărul lui, dar clar, mai categoric ca oricând, îl îndepărtase cu un gest, murmurând: Please! Părea să-și supravegheze bunul, a avea grijă să nu-i se ia scrisoarea, să nu se încerce distrugerea ei sau să fie sărite fraze la traducere. Arătă cu degetul anumite cuvinte cerând să-i se spună sensul exact. În disperare de cauză, domnul Bono se apropie de comisar, care fuma, părând indiferent. Ai făcut-o intenționat, domnule comisar! Cum aș fi putut să prevă că domnul Clark îmi va trage un pumn în față? Scrisoarea asta explică totul, cu un cinism desăvârșit. Păi vezi, judecătorul îl băgase la închisoare pe Prosper Donș fără să aibă certitudinea că era vinovat. Și era gata să facă la fel cu Charlotte, Gigi și oricare din șleahta asta. Interpretul și Clark stăteau în picioare, plecați amândoi peste birou, unde abajurul verde lăsa doar un cerc de lumină. În sfârșit, Clark își îndreptă spatele și lovi cu pumnul în birou, murmăind ceva de genul. Damned! Apoi comportamentul lui se dovedi foarte diferit față de ce te-ai fi așteptat de la el. Nu se agită, nu se uită la nimeni, trăsăturile ei se năspriseră, privirea ei devenise fixă. După un moment lung de nemișcare în care bietul interpret parcă ar fi vrut să-i ceară scuze, se întoarse, descoperi un scaun într-un colț și se așeză acolo atât de liniștit, atât de simplu, încât chiar acea simplitate avea ceva tragic. Megre, care îl observa de la distanță, văzut pur și simplu picături de sudoare ivindu-se pe piele de deasupra buzei de sus. Iar Clark, în acel moment, aducea într-un fel cu un boxer care tocmai primise lovitura decisivă, dar care se ținea încă pe picioare din inerție, căutând instinctiv un punct de sprijin înainte să cedeze de-a binelea. În biroul judecătorului domna o liniște desăvârșită. Într-o încăpere vecină, cineva bătea la mașină. Clark nu făcea nicio mișcare, așezat în colțul lui, cu coatele pe genunchi și bărbian în mâini, se uita fix la picioarele încălțate cu pantofi cu vârfuri pătrate. Mult timp după aceea l auzi mormăind, Well, well, iar Megreu înșoaptă către interpret. Ce spune? Bine, bine. Ca să nu steacă un pop îndău, judecătorul se prefăcea că-și examinează dosarele. Fumul pipei lui Megreur, calent în aer, cu tendința să se deplaseze spre focarul luminos al lămpii. Well, era ceva ce venea de departe. Dumnezeu știe unde îl purtau gândurile. În sfârșit, se mișcă. Fiecare se întrebă ce avea să facă. Scoase din buzunar o tabacheră din aur masiv, o deschise, lua o țigară, după care o închise cu un pocnet sec. Apoi, întorcându-se spre interpret, Please, voi un chibrit. Interpretul nu fuma. Comisarul întinse cutia lui cu chibrituri, iar clar, glundo, ridică ochii spre el, aruncându-i o privire plină de înțelesuri. Când se ridică, probabil se simțea sleit, sufletește, pentru că silueta îi era oarecum șovăielnică, dar era calm. Trăsăturile își recăpătaseră imobilitatea. Începu prin a pune o întrebare. Judecătorul se uită la Megre ca și cum ar fi așteptat răspunsul. Întreabă dacă poate să păstreze scrisoarea. Aș prefera să fie întâi fotografiată. Asta se poate face în câteva minute. E de ajuns să o ducem sus la identitatea judiciară. Urmă traducerea. Clark păru să înțeleagă, se înclină, întinse hârtia grefierului, apoi vorbi din nou. Era agasan să nu înțelegi nimic. Tot ce spunea părea interminabil și comisarului îi venea tot timpul să întrebe ce spune. Înainte de orice, trebuie să-l consulte pe solicitor, pentru că nu putea să aștept, se să aștepte la descoperirea pe care a făcut-o, iar asta schimbă totul. De ce se simțea megre în acel moment atât de emoționat? Galiganul vânjos, care cu trei zile în urmă se dădea în carusel împreună cu Elen, și puțin mai devreme dansa tango într-o lumină albăstruie, primi o lovitură mult mai puternică decât cea pe care i-o dăduse comisarului. Or, ca și el, abia dacă reacționase, o înjurătură, o lovitură de pumn în birou, câteva minute de tăcere. Well, well. Păcat că nu se puteau înțelege. Megre ar fi dorit să aibă o discuție cu el. Ce spune? că din acest moment oferă o recompensă de 1000 de dolari polițistului care îl va descoperi pe asasin. În timp ce erau traduse cuvintele, Clark se uita la Megre, părând să spună, Vezi că sunt fair play? Răspundeți-i că acești 1000 de dolari, dacă îi vom câștiga, vor merge la un orfelinat al poliției. Era ciudat. Acum mai fi putut să crezi că nu mai pridideau cu politețurile. Clark ascultă traducerea și înclină capul. Well? Apoi vorbi din nou, de data asta aproape de tonul unui om de afaceri. Presupune, dar nu vrea să facă nimic fără solicitor, că ar fi necesară o, între... o întrevedere între el și acel om prosper donge, Întreabă dacă ar putea obține aprobarea și dacă, Veni rândul judecătorului de instrucție să se încline cu gravitate, puțin lipsea să nu se sfârșească totul cu felicitări. După dumneavoastră, vă rog, pentru nimic în lume. În sfârșit, Clark puse întrebări, întorcându-se de spre megre. Întreabă, domnule comisar, dacă povestea cu lovitura de pom va avea urmări. Nu cunoaște consecințele pe care gestul lui le poate avea în Franța, în țara lui. spune că nu mi amintesc despre ce vorbește. Judecătorul se uită la ușă cu neliniște. Era prea frumos. Se temea ca nu cumva un nou incident să distrugă acea prețioasă armonie. De s-ar aduce mai repede scrisoarea și tăcere. Așteptau. Nu mai aveau ce să-și spună. Clark a prins o altă țigară, după care, cu un gest, îi ceru chibriturile lui Megre. În sfârșit, grefierul se întoarse cu acea îngrozitoare bucată de hârtie albastră. Gata, domnule judecător, pot?" Da, înapoi a zis scrisoarea domnului Clark." Clark o puse cu grijă în portofel, pe acesta în buzunarul de la spate al pantalonilor și uitând că venise fără pălărie, se uită după ea pe scaune. În sfârșit își aminti zâmbi mașinal și le ură o seară bună tuturor. Apoi, după ce ușa se închise, iar traducătorul plecă și el, domnul Bonotu și de două, trei ori de două col biroului și luă în mână câteva hârtii cu care nu avea ce face. Hmm, asta e vrut, domnule comisar. Dumneavoastră ce credeți, domnule judecător? Parcă eu te-am întrebat. Îmi în scuze, evident. Am impresia că domnul Clark se va recăsători foarte curând, iar acest copil este în definitiv fiul lui Dongi un om care în acest moment se află în închisoare și asupra căruia planează învinuiri, bineînțeles, continuă Megre oftând, numai că-i fiul lui, ce pot să fac? Își căută și el pălăria care rămăsese la majestic și îi se păru ciudat să părăsească palatul de justiție cu capul descoperit, așa încât fu nevoit să ia un taxi ca să se ducă acasă. Bărbia a avusese timp să se învinețească. Doamna Megre o de la prima privire. Iar te-ai bătut. Constată ea punând masa. Și bineînțeles că ai rămas fără pălărie. În ce te-ai băgat?" El se arătă mulțumit și zâmbi cu toată gura în timp ce scotea șervetul din inelul de argint. Capitolul 8. Când megrea țipește Este foarte plăcut să stai confortabil la birou cu o sobă care duduie ușor în spate, în stânga ferestrei, pe care bruma dimineții o acoperea ca o etamină, având în față deasupra șemineului lui Filip din marmură neagră acele pendule oprite de 20 de ani la ora prânzului. Pe perete, într-o ramă colorată cu negru și auriu, o fotografie de grupa unor domniere din gotă, joben cu mustăți neverosimile și bărbe ascuțite, Asociația Secretarilor de Comisariat, pe când megreava 24 de ani. Pe birou se aflau patru pipe aliniate în ordinea mărimii, o americană foarte bogată a fost sugrumată în pivnițele hotelului Majestic. Acest titlu se putea citi pe prima pagină unui ziar de seară, a apărut cozi în urmă. Bineînțeles, pentru jurnaliști, americanii sunt neapărat foarte bogați. Dar Megre zâmbi și mai amuzat când își văzu fotografia, cu palton, pălărie, pipa între dinți și fața a plecată peste ceva ce nu se vedea. Comisarul Megre examinează victima. Numai că era o fotografie făcută cu un an în urmă în pădurea Bulonie, pe când examina într-adevăr, un rus doborât cu un foc de revolver. Avea însă documente mai importante în dosare separate. Raportul inspectorului Torans, după ancheta despre numitul Edgar Fagonet, zis Eusebio Fualdes, zis Zebio, 24 de ani, născut la Lille. Fiul lui Fagonet, Albert Jean Marie, șef de echipă la uzinele Lechior, decedat în urmă cu trei ani și al lui Jean Albertin Octavia Odboa, soția precedentului, 54 de ani, fără profesie. Informațiile următoare ne-au fost furnizate de portarea sa imobilului din strada Culancur, număr 57, unde locuiește Edgar Fagonet, împreună cu mama și sora lui, de vecinii și comercianții din cartier, precum și telefonic, de comisariatul de poliție din cartierul uzinei de gaz din Lille. De asemenea, am intrat în legătură telefonică cu sanatoriul Chevalet de la Mejev și am stat personal de vorbă cu directorul cinematografului Imperia, de pe Bulevardul Capucinilor. Sub rezerva unor verificări ulterioare, informațiile de mai jos mi se par a fi exacte. Familia Fagone din Lille ducea o viață decentă și ocupa în cartierul nou al de gaz o casă cu un etaj. Se pare că ambiția părinților era ca Edgar Fagone să facă studii și, într-adevăr, de la vârsta de 11 ani, acesta a intrat la liceu. Dar a trebuit să-l părăsească timp de un an, deoarece a fost internat într-un preventoriu din insula Oleron. După ce sănătatea ei s-a restabilit în aparență, și-a reluat studiile, care au fost apoi mereu întrerupte din cauza constituției sale firave. La 17 ani a fost nevoie să fie trimis la Munte și a petrecut 4 ani la Sanatoriul Chevale de lângă Mejev. Doctorul Chevaleu își amintește foarte bine de Fagone, care băiat foarte drăguț avea mare succes la unele bolnave. A avut mai multe aventuri. Tot acolo a devenit un dansator de săvârșit deoarece regulile sanatoriului sunt foarte îngăduitoare și, se pare, bolnavii sunt foarte dornici de plăceri. A fost reabilitat definitiv de Consiliul de Revizie. La 21 de ani, Fagone a revenit la Lille exact la timp pentru a-și vedea tatăl aflat pe patul de moarte. Acesta a lăsat ceva economii insuficiente însă pentru întreținerea familiei. Sora lui Fagone, Emilie, în vârstă de 19 ani, suferă de o boală osoasă care o face aproape infirmă. În plus, cu o inteligență submedie, are nevoie de îngrijiri permanente. Se pare că în acea perioadă Edgar Fagone a făcut eforturi serioase să găsească un loc de muncă stabil, întâi la Lille, apoi la Roubaix. Din păcate, întreruperea studiilor constituia un handicap. Pe de altă parte, deși vindecat, Constituția nu-i permitea munca manuală. Atunci a venit la Paris, unde, după câteva săptămâni, a intrat în uniforma azurie, plasator la cinematograful Imperia, primul care a renunțat la plasatoare și a angajat tineri, printre care mulți studenți săraci. E greu să obții informații precise în această privință, pentru că cei interesați s-au dovedit a fi discreți, dar pare sigur că mai mulți dintre acești tineri, avantajați de uniformă, au făcut la Imperia cuceriri profitabile. Megrez zâmbii pentru că Torans găsise de cuvință să sublinieze cu ciornală roșie ultimul cuvânt. Totuși, prima grija lui Fagone, pe care colegii începeau să-l numească Zebio, din pricina tipului său sud-american, a fost să-și aducă la Paris mama și sora și să le instaleze într-o locuință cu trei camere pe strada Culancur. Este considerat de portăreasă și vecini, un fiu deosebit de devotat și deseori face chiar piața în cartier. Colegii de la Imperia i-au spus în urmă cu un an că cei de la Majestic căutau un dansator profesionist pentru salonul de ceai. S-a prezentat și, după câteva zile de probă, a fost angajat. A luat atunci numele Eusebio Fualdes, iar directorul hotelului nu are ce să-i reproșeze. După părerea personalului, e un băiat mai curând timid, sentimental și destul de sperios. După cum spun unii, o adevărată domnișoară. Vorbește puțin, își menajează forțele, deoarece are momente de slăbiciune și în mai multe rânduri a fost nevoit să se întindă pe un pat la subsol, mai ales în serile speciale care îl rețin până noaptea târziu. Se înțelege bine cu toată lumea, nu are prieteni și e puțin dispus la confidențe. Se presupune că salariul lunar împreună cu bacșișurile s-a ridica la 2.000-2.500 de franci pe lună. Cam asta reprezintă și felul de viață al familiei sale. Edgar Fagone nu bea, fumează puțin, nu consumă droguri. Starea sănătății l-ar împiedica. Mama lui e o femeie din nord, mică de statură și figuroasă, a pomenit de mai multe ori, printre care și porteresei, că ar dori să lucreze și ea, dar îngrijirea fiicei am piedicat întotdeauna. Am încercat să aflăm dacă fagonea a stat vreun timp pe coasta de azur. N-am primit informații sigure în această privință. Unii presupun că ar fi petrecut acolo câteva zile acum 3-4 ani, pe când era încă la Imperia, împreună cu o doamnă cam trecută. Informația este însă mult prea imprecisă ca să poată fi luată în considerare. E greu și un fără grabă pipa numărul 3. Puse cărbuni în sobă, se duse la fereastră să arunce o privire senei, pe care un soare palid începea să o aurească și reveni să se așeze în fotoliu oftând mulțumit. Raportul inspectorului Lucas despre Ramuel Jean Oscar Aldeber, 48 de ani, domiciliat într-un apartament mobilat strada de Lambre număr 14, arondisment 14. Ramuel s-a născut la Nisa, din tată francez, azi decedat și mamă italiană, care i-am pierdut urma și pare să se fi întors de mult timp în țara ei. Tatăl era expeditor de trufandale. La 18 ani, Jean Ramuel intră în serviciul unui misit de la Hale din Paris, dar n-am putut obține informații precise în această privință, deoarece misitul a murit de 10 ani. Se angajează în armată la 19 ani. La 24 părăsește armata cu gradul de sergent major și intră în serviciul unui intermediar pe care îl părăsește însă foarte repede ca să lucreze ca ajutor de contabil la o rafinărie de zahăr în Egipt. Stă acolo trei ani, apoi revine în Franța, ocupă diferite slujbe în cartierul de afaceri la Paris și încearcă să joace la bursă. La 32 de ani pleacă în Guayaquil, în Republica Ecuador, pentru o societate minieră franco-engleză. Primise însărcinarea să țină la zi o contabilitate care părea foarte încurcată. Lipsește astfel din țară timp de șase ani. Acolo a cunoscut-o pe Marie de Lijard, despre care avem puține informații și care, după toate probabilitățile, exercită în America Centrală o profesiune cam îndoielnică. A revenit în țară împreună cu ea. Sediul societății fiind transferat la Londra, nu avem informații despre această perioadă. O vreme, cuplul duce o viață destul de lesnicioasă la Toulon, Cassis și Marsilia. Ramuel încearcă să facă speculații cu terenuri și vile, dar nu-i reușesc. Marie Delijar, pe care o prezintă ca doamna Ramuel, deși nu sunt căsătoriți, este o persoană bătătoare la ochi și vulgară, care nu ezită să provoace scandaluri în locurile publice și are o plăcere răutăcioasă să se facă remarcată. Scenele dintre ei sunt foarte dese. Uneori, Ramuel își părăsește amanta timp de câteva zile, totuși, ea are întotdeauna ultimul cuvânt. Ramuel și Marie Delijar s-au instalat la Paris într-un apartament mobilat, destul de confortabil. De pe strada de Lambră, un dormitor, o bucătărie, o baie și un antreu, o chirie de 800 de franci pe lună. Ramoela intra contabil la banca Atum de pe strada Comartin. Această bancă este azi în faliment, dar Atum a pus pe picioare un magazin de covoare pe strada Sempere, sub numele unuia dintre angajații lui. Ramuela a părăsit banca înainte acestui faliment și aproape imediat în urma unui anunț a prezentat la Majestic în calitate de contabil. Lucrează acolo de trei ani. Direcția nu are motive să se plângă de el. Personalul nu îl simpatizează pentru că e de o severitate excesivă. De mai multe ori în urma certurilor cu amanta i s-a întâmplat să nu părăsească hotelul timp de câteva zile, dormind pe un pat improvizat. Atunci, aproape întotdeauna, a primit telefoane sau acea femeie a venit personal în subsol. Personalul pretinde că femeia asta îl terorizează efectiv pe contabil. De că Jean Ramuel și-a reluat ieri viața comună în apartamentul din strada de Lambră. Un sfert de oră mai târziu, bătrânul aprod prod bătu un la ușa lui Megre. Ne în răspuns o deschise fără zgomot și înainte în vârful picioarelor. Răsturnat în fotoliu cu vesta descheiată, cu pipa stinsă în gură, comisarul părea să doarmă. Aprodul vrut să tușească încet ca să-și anunțe prezența, dar Megre murmură fără să deschidă ochii. Cei? Un domn vrea să vă vorbească, poftiți cartea lui de vizită. S-ar fi zis că mă încă mai ezita să-și alunge somnolența, pentru că întinse mâna tot cu ochii închiși. În sfârșit, oftă, puse cartea de vizită lângă el și ridică în același timp receptorul telefonului. Îi spun să intre? imediat. Abia dacă arunca o privire cărții de vizită. Etian Jolive, director adjunct credit Lione, agenția O. Alo! Vă rog să-i cereți domnului Bono, judecătorul de instrucție, să aibă amabilitatea să-mi dea numele și adresa celui solicitor al domnului Clark. Da, solicitor, așa cum se pronunță. Apoi faceți-mi imediat legătura cu acest domn, e urgent. Aproape un sfert de oră, domnul Joliver, îmbrăcat la patru ace, pantaloni în dungi, haină cu bordură, pălărie tare ca cimentul armat, stătu foarte demn pe marginea scaunului din sala de așteptare mohorâtă de la poliția judiciară. Era însoțit de un tânăr cu o mutră încruntată și o prostituată care își spunea povestea cu o voce răgușită. În primul rând, cum să-i fi luat portofelul fără să observe? Bărbații ăștia din provincie sunt toți la fel. N-au curajul să le spună nevestelor cât au cheltuit la Paris și pretind că li s-au furat banii. Din fericire, comisarul de la mora mă cunoaște. Dovada că... Alo? Domnul Herbert Davidson? Încântat, domnule Herbert Davidson. Aici, comisarul Megre? Da, am avut ieri plăcerea să-l întâlnesc pe clientul dumneavoastră, domnul Clark. A fost foarte amabil. Ce spuneți? Nu, nu, nu. Nu mi amintesc deloc. Vă sunt pentru că am avut impresia că era dispus să ne ajute pe cât îi stăm putință. Spuneți că e la dumneavoastră în acest moment? Atunci întrebați-l. Alo? Știu că în mediul dumnealui și în special în Statele Unite, în viața fiecăruia dintre soții e destul de distinctă. Totuși, ar fi putut să remarce, nu întrerupeți, o clipă, domnule Davidson. Traduceți după aceea, s-a că doamna Clark a primit cel puțin trei scrisori de la Paris în ultimii ani. Aș vrea să știu dacă domnul Clark le-a văzut. Aș vrea să știu dacă nu cumva a primit mai multe scrisori de același gen. Da, aștept, mulțumesc. Auzi un murmur de voci la celălalt capăt al firului. Alo, ce spuneți? Nu le-a deschis? Nu și-a întrebat soția ce scria în ele? Evident, e un punct de vedere. A, ar fi vrut și el să o vadă pe doamna Megre primind scrisor fără să îi le arate. Cam una la trei luni, același scris? Da, ștampila poștei din Paris. O clipă, domnule Davidson. Deschise ușa de la biroul inspectorilor pentru că la ei era zarvă mare. Gura acolo, apoi se întoarse. Alo, sume destul de mari? Sunteți amabil, domnule Davidson, să luați note de aceste declarații în scris? și să le transmiteți judecătorului de instrucție? Nu, încă nimic. Îmi cer scuze, chiar nu știu cum au aflat ziarele. Da, pot să vă spun că n-am niciun amestec. Chiar în dimineața asta am trimis la plimbare patru jurnaliști și doi fotografi care mă așteptau pe culoarul poliției judiciare. Vă rog să-l salutați pe domnul Clark din partea mea. Deodată se încruntă. Oare deschizând din ușa de la biroul inspectorilor nu i se păruse că îl recunoaște pe... O deschise din nou și, într-adevăr, pe unul dintre birouri stătea un reporter însoțit de fotograful lui. Ascultă-mă bine, amice! Cred că am strigat destul de tare să fie auzit. Dacă un singur cuvânt din ce am spus apare în fițuica ta, te-am tăiat pe viitor de la informații, ai înțeles? Totuși, când se întors în birou și suna aprodul, pe buzei apăru un zâmbet vag. Să intre domnul. domnul Jolive. Bună ziua, domnule comisar! Îmi cer scuze că vă deranjez. Am crezut că fac bine venind. Când am citit ziarul de ieri seară, luați loc, vă rog. De altfel, vă mărturisesc că nu fac acest demers din proprie inițiativă, ci de comun acord cu directorul nostru general, căruia i-am telefonat azi dimineață la prima oră. Numele Prosper Donj m-a frapat tocmai pentru că mi-a trecut recent pe sub ochi. Trebuie să vă spun că la agenția O eu vizez cecurile. O muncă mecanică, desigur, deoarece contul clientului a fost verificat înainte. Arunc o privire, îmi pun parafa, totuși, fiind vorba de o sumă mare. O clipă? Vreți să spuneți că Prosper Donge este clientul dumneavoastră? De cinci ani, domnule comisar. Și chiar dinainte deoarece contul lui ne-a fost transmis în acea perioadă de agenția noastră de la Can. Dați-mi voie să vă pun câteva întrebări. În felul acesta îmi va fi mai ușor să-mi fac ordine în idei. Prosper Donge era clientul sucursalei dumneavoastră din Can. Mi-ați putea spune la cât ajungea contul lui la vremea aceea? Un cont foarte modest ca al majorității angajaților de hotel pe care îi avem clienți. Trebuie spus totuși că dacă li se oferă casă și masă, pot, dacă sunt serioși, să pună deoparte aproape tot câștigul. Așa făcea Donji, care depunea lunar în cont 1500 de franci. În plus, o obligațiune de-a noastră cumpărată de el a valora la scadență 20.000 de franci. Pe scurt, avea aproximativ 55.000 de franci când a sosit la Paris și a continuat să facă mici depuneri. O clipă, am adus cu mine un extras al operațiunilor sale. Veți vedea că e ceva foarte tulburător. În primul an, Donci, care locuia într-un apartament mobilat de pe strada Brei, lângă Etual, a depus cu aproximație încă 1200 de franci. În al doilea an a făcut niște retrageri și nicio depunere. Și-a schimbat adresa. Acum locuiește la Saint Claude, unde, după cecurile pe care le-a semnat, am înțeles că și-a construit o căsuță. Cec pentru magazinul de mobilă, pentru tâmplări, pentru zugrafi, pentru firma de construcție. Astfel, la sfârșitul acestui an, cum puteți vedea după acest borderou, nu mai avea la bancă decât 833 de franci și câteva centime. Dar acum trei ani, adică după câteva luni, stați puțin, a zis acum trei ani? În vă voi da imediat datele exacte. Acum trei ani ne-a anunțat în scris că și-a schimbat domiciliul și ne-a rugat să ne notăm noua sa adresă, strada Romur, numărul 117. O clipă. L-ați văzut vreodată pe Donji? Poate că l-am văzut, dar nu mi-amintesc. Nu, stau la ghișeu, pentru că am un birou de unde nu văd publicul decât printr-un fel de vizetă. Angajații băncii l-au văzut? Am pus această întrebare dimineață câtorva dintre angajații noștri. Unul și-a amintit de el tocmai pentru că și el și-a construit o căsuță la marginea orașului. Ba, chiar mi-a atras atenția că renunța la ea imediat ce a construit-o. Vreți să îl sunați acum pe acest angajat și să-i spuneți să, spune să vină aici? În timp ce directorul adjunct telefona, Megre profită ca să se întindă, ca și cum i-ar fi fost foarte somn, dar ok, luceau. Spuneați așadar, ia să vedem. Don și-a schimbat adresa și s-a mutat în strada Romur la numărul 117. Scuzați-mă o clipă, intră în biroul inspectorilor. Lucas, ia un taxi și dă fuga în strada Romur 117. Te interesezi de un anume prosper Don, ce-ți explic eu mai târziu. Se întoarce la directorul adjunct de sucursală. Ce operațiuni bancară a făcut Donj din acest moment? Despre asta am venit să vă vorbesc. Am rămas cu gura căscată dimineață când am examinat contul și am fost și mai uimit când am aflat ultima lui operațiune bancară. Primul cec american, poftim ce a spus? Oho, sunt mai multe. Primul cec american emis de o bancă din Detroit pentru Prosper Data datează din luna martie acum trei ani și e de 500 de dolari. Vă pot spune exact cât valorau la acea dată. Nu contează. Acest cec a fost depus în contul lui. Șase luni mai târziu, un nou cec cu aceeași sumă ne-a fost adresat de donji, cu rugămintea să încasăm și să trecem suma în contul lui. Directorul adjunct se arătă brusc neliniștit de expresia lui a comisarului care nu mai părea să asculte. Și, într-adevăr, Megrep parcă era absent. Își spuse că dacă nu i-ar fi telefonat acelui solicitor înainte să-l primească pe vizitator, dacă nu ar fi pus la telefon întrebări precise, S-ar fi pretins și acum că nu mai întâmplarea. Vă ascult, domnule Jolivet, nu? De fiecare dată era obligat să arunce o privire pe cartea de vizită. De fapt, cred că știu ce îmi veți spune. Dongea a să primească cecuri de la Detroit cam unul la trei luni. Exact, dar cam la ce sumă se ridică în total aceste cecuri? 300.000 de franci. Care au rămas în bancă fără ca Donge să fi retras ceva din ei? Da. Numai că în ultimele ob luni n-a mai primit niciun cec. Păi da, pentru că înainte de a veni în Franța, doamna Clark a făcut împreună cu fiul ei o croazieră în Pacific. În acest timp, Donge a continuat să depună lunar sume mici? Nu găsesc nimic în cont. Este evident că depunerile lui ar fi fost neînsemnate în comparație cu cecurile din America. Dar acum ajung la partea cea mai tulburătoare. Scrisoarea de-al Nu eu m-am ocupat de ea, ci șeful de la serviciul străinătate. Veți înțelege de ce. Așadar, al altăieri am primit o scrisoare de la Donji. În loc să conțină un cec ca de obicei, ni se cerea să binevoim să emitem unul la purtător pentru o bancă din Bruxelles. Este o operațiune curentă. Oamenii care călătoresc ne cer deseori să le eliberăm un cec de la o bancă la alta, ceea ce evită complicațiile scrisorii de credit sau transportarea unor mari sume numerar. Ce valoare avea cecul? 280.000 de franci, aproape întreaga sumă din cont. În fond, au rămas ceva mai puțin de 20.000 de franci în contul lui Donji. Vreți să spuneți că i-ați mânat cecul? L-am trimis la adresa cerută. Adică, domnul Prosper Donj, Strada Romul numărul 117, ca de obicei. Prin urmare, această scrisoare a fost trimisă ieri dimineață? Probabil, dar în acest caz nu poate să fie în posesia lui Donji. Și directorul adjunct ajuns în aer. Nu îl poate avea pentru că al era aproape la ora la care emiteam cecul. Prosper Donger era arestat. Negre răsfoi rapid cartea de telefon și descoperi că la adresa respectivă, unde erau multe numere de telefon, exista un aparat în loja portarului. Sună. Lucas ajunsese acolo de câteva minute. Îi dădu câteva scurte instrucțiuni. Da, o scrisoare pe adresa lui Donge. Plicularea are antetul băncii credit Lione, sucursa la O. Grăbește-te, bătrâne, și sună-mă. Cred, domnule comisar, că am făcut bine spuse directorul adjunct cu o oarecare solemnitate. Bineînțeles, bineînțeles, numai că nu îl mai vedea pe insul din fața lui, nu se mai ocupa de el. Era departe, Dumnezeu știe unde era de fapt. Simțea nevoia să schimbe locul obiectelor, să scormonească cu vătraiul în sobă, să se plimbe de colo-colo. Un angajat de la credit lione, domnule comisar, să intre. În același moment s-a auzit soneria telefonului. Angajatul băncii rămase în prag așteptând și privindu pe directorul adjunct cu spaimă, întrebându-se ce putuse să facă de era convocat la poliția judiciară. Lucas, să știi șeful că imobilul în care mă aflu nu este unul de apartamente. Aici sunt numai birouri, cele mai multe cu o singură încăpere. Unele sunt închiriate de comercianți din provincie care consideră avantajos să aibă o adresă la Paris. Unii aproape că nu vin deloc aici, și ei li se trimite mai departe corespondența primită. Alte birouri au doar o dactilografă ca să răspundă la telefon. Alo, zi mai departe. Acum trei ani Donge a avut timp de două luni un birou aici, plătind o chirie de 600 de franci pe lună. De atunci portarul primește lunar 100 de franci ca să-i trimită corespondența. Unde? Poșta privată, Jem Bulevardul Hausmann număr 42. Pe ce nume? Plicurile sunt bătute la mașină, trimise dinainte de Donge. O clipă. E cam întuneric în lojă. Da, fă mai multă lumină, bătrâne. Am găsit. G.M.D. Poșta privată Jem, Bulevardul Hausmann, număr 42. asta e tot. Știți că numai poștele private acceptă inițiale. I-ai spus taxiului, să te aștepte. Nu? Blegule, ia repede o mașină. Cât e ceasul? 11. Dă fuga în Bulevardul Hausmann. Portarul are expedia cumva o scrisoare ieri dimineață? Da? Atunci viteză. Uitase de cei doi bărbați care nu știau ce atitudine să ia și îl ascultau cu oarecare uimire cu gândurile în altă parte, puțin lipsi să nu-i întrebe ce căutau acolo. Apoi se calmă brusc. Cu ce vă ocupați la bancă? Îl întrebă el pe angajat care trebuie sări. Lucrez la serviciu de conturi curente. Îl cunoașteți pe Prosper Donji? Îl cunosc, adică l-am văzut de mai multe ori. Trebuie să vă spun că în acea perioadă își construiau o căsuță la marginea Parisului, la fel ca mine. Numai că eu mi-a lăsesem un teren la știu, știu, mai departe. Venea din când în când să retragă sume mici pentru furnizorii care nu aveau cont în bancă și nu primeau cecuri. Asta la gasa. Mi-am că am vorbit despre asta. Că toată lumea ar trebui ca în America să aibă un cont la bancă. Era greu să vină pentru că lucra la Majestic de la șase dimineață până la șase seara. Iar banca era închisă la ora aceea. I-am spus, domnul director ajung nou o să supere pe mine pentru că procedăm așa pentru unii clienți. I-am spus că era de ajuns să-mi da telefon și voi trimite banii cu chitanța pentru semnat. De două, trei ori i-am trimis în felul ăsta balna majestic. Las ați mai văzut de atunci? Nu cred. E adevărat că am fost trimis două veri la rând să conduc sucursala de la Etreta. Ar fi putut să vin atunci. Megre deschise brusc un sertar al biroului, scoase o fotografie a lui Don și o puse pe biroul său fără să spună nimic. El e!" exclamă angajatul băncii. E un tip a cărui figură nu uiți ușor!" Se pare, el mi-a povestit, că a avut vârsta de vânt când era mic și că fermierii la care locuia n-au chemat doctorul. Sunteți sigur că e el? Mai mult ca sigur. Și recunoașteți scrisul? Și eu l-aș recunoaște, interveni directorul adjunct, ofensat că fusese trecut pe planul 2. Megrele întinse diferite hârtii scrise de persoane diferite. Nu, nu, ăsta nu seamănă. A, uitați, ăsta e un șapte de-al lui. Făcea într-un fel anume cifra șapte. La fel și litera F. O, ăsta e un F scris de mâna lui! Ceea ce arăta era într-adevăr scris de mâna lui Donj, fiind una dintre fișele pe care trecea în grabă comenziile. Atâtea cafele simple, atâtea cafe complet, ceaiuri, tartine sau ciocolate. Telefonul a muțise era ora 12. Nu mai rămâne, domnilor, decât să vă mulțumesc. Ce tot făcea Lucas la agenția JEM? Ar fi fost în stare ca să economisească șase franci, să iau autobuzul